În a treia zi a evenimentelor desfășurate în cadrul proiectului Basarabia Salută Bucovina, a avut loc la Cetatea de Scaun a Sucevei un concert extraordinar, susținut de artiști din Republica Moldova. Eugen Doga și Orchestra Municipală de Muzică Populară Frații Advahov și Zinaida Julea. Să știți că nu suntem pentru prima dată. Am mai fost la Suceava, un spectacol frumos la Casa de Cultură. Am mai participat și cu maestru Doga la Botoșani. Este un public foarte călduros, primitor și ne-am simțit ca acasă. În această seară a fost un public minunat, atât de cult, atât de înțelegător, receptiv. Noi ne-am simțit pur și simplu fantastic în scenă. Despre proiectul Basarabia Salută Bucovina, ce vreți să spuneți? Păi ce, mai așteptăm invitații și, cum am menționat și din scenă, nu am cântat nici jumătate din program, deci avem ce prezenta și pentru viitor. Dacă ne invitați, cu mare, mare drag venim la dumneavoastră. Dar un proiect invers, Bucovina Salută Basarabia, credeți că... Este o idee foarte bună, foarte interesantă și sunt convins că se va reuși să se organizeze și spectacole. Transmitem în primul rând multă, multă sănătate, liniște în suflet și împliniri și ascultați muzică bună. Și astăzi chiar am avut o istorioare foarte frumoasă și spuneam că noi practic mai mult concertăm în România. Și vorbeam cu cineva și am spus că mă bucur că în România se organizează foarte multe spectacole, foarte multe evenimente, foarte multe festivaluri. Și mi-a spus, nu, te greșești. Cele mai multe festivaluri și spectacole se organizează în județul Suceava.